Casting pentru vocea care va spune plugușorul numele bicicliștilor în fața primăriei, în fața poliției, în fața prefecturii și peste tot unde vom mai merge. Acesta este doar unul dintre proiecte. Un al doilea proiect foarte important, unde avem nevoie de ajutorul vostru, este un viitor sondaj de opinie pe care vrem să-l facem în București. Noi trebuie să știm câți bicicliști sunt în București, de ce oamenii aleg să meargă cu mașina, de ce transportul public este atât de jalnic și, în general, de ce București are atâtea probleme. De aceea trebuie să știm, pe baza unui sondaj profesionist realizat de niște voluntari, care sunt problemele Bucureștiului. Va fi un sondaj realizat cu 0 lei, el în mod normal ar costa 20-50 de mii de euro sau mai mult, dacă ar fi făcut de primărie ar costa peste 100 de mii de euro și avem nevoie de ajutorul vostru. Vă rog să intrați pe comunitateabicicliștilor.ro și să ne sprijiniți în acel demers. Acel sondaj, datele acelui sondaj, vor fi folosite în primul rând pentru proiectul care va fi prezentat de colega noastră biciclistă Ioana. Ea reprezintă un grup de urbaniști și am pus-o pe ea la ultima ca să stați să mă ascultați până la sfârșit, de fapt. Acum o oră, când am vorbit cu Corrado, probabil știți pe Corrado, el a ajuns la concluzia că, și nu este numai concluzia lui, este concluzia multora, în București nu se pot face piste. Eu sunt de acord cu voi și cu ei și cu toată lumea, în București nu se pot face piste în acest moment. Problemele sunt atât de mari, încât în momentul actual nu se pot face piste în București. Dar putem face lucruri mai bune decât pistele. Ele se numesc drumuri verzi. Este un proiect gândit în afara cutiei. Este un proiect al drumurilor verzi, presupune lățime ale căii de rulare mult mai late decât pistele și nu o să vă vină să credeți, este realizabil. Dar, la fel, dacă lăsăm pe mâna primăriei, va dura ani de zile și o grămadă de bani. Dacă vreți să vă implicați, să ne ajutați să facem acest proiect pentru noi și pentru voi, pentru toată lumea, vă rog să ascultați pe Ioana, să vedeți ce vă propune și ce ajutor avem nevoie. Vă mulțumesc! Prima prezentare, nu? Mulțumesc! Noi suntem, sau mai degrabă eu reprezint Think Velo. Este o echipă de urbaniști care și-a propus crearea unei strategii pentru a face posibilă ideea drumurilor pentru biciclete în București. De ce biciclete? E bine cunoscut subiectul problemelor în București. Traficul infernal, agresiunile, faptul că până la urmă 70% dintre locuitorii Bucureștiului folosesc transportul alternativ. Astfel că noi venim cu o întrebare și bineînțeles cu un răspuns. În aceste condiții de trafic infernal, cum se poate realiza mobilitatea în București? Prin încurajarea transportului alternativ, prin încurajarea mersului, prin încurajarea mersului pe bicicletă, prin îmbunătățirea transportului în comun. Beneficiile bicicletei sunt un subiect pe care cu siguranță deja știți. Aș insista cel mai mult pe faptul că vă protejați sănătatea și faceți și o economie serioasă la buget și în același timp traversați Bucureștiul în timp record, salvându-vă din timpul alocat transportului. Având aceste
lucruri. Ne punem întrebarea din nou, cum putem avea o rețea de trasee pentru biciclete, pentru bicicliști, și vă propunem în acest scop o serie de modele. Modele foarte simple, pe care voi trebuie să le înțelegeți, pentru că voi le veți crea. Noi am pus bazele conceptului, principiilor, dar voi le veți trasa pe hartă, astfel încât rețeaua să devină palpabilă, să se întâmple pe plan. Parcurile. Parcurile sunt tronsoanele viitoarei rețele, cele mai importante, pentru că prin parcuri pot fi făcute piste de biciclete la lățimile normale și chiar poate mai largi. Ele nu vor trece prin zonele pietonale intense, ele vor fi făcute pe marginea parcului, poate chiar pe lângă gard, astfel încât să nu incomodeze traficul pietonal. Zonele rezidențiale ale Bucureștiului au foarte multe străzi cu trafic autoredus. Voi le cunoașteți și trebuie să le recunoașteți în planul nostru, în rețeaua noastră. De asemenea, Salba de Lacuri a Bucureștiului, te rog, Andra, să mai pui o dată. Salba de Lacuri a Bucureștiului. Câți dintre voi ați ajuns să se plimbe prin Salba de Lacuri a Bucureștiului? Vă spun eu, nimeni! Da? Și aveți aveți o infrastructură acolo? Nu. Astăzi a fost evenimentul, dar nu aveți o infrastructură. Acolo trebuie făcut ceva, pentru că toate țările europene și-au scos în evidență aceste zone. Noi de ce nu le putem scoate în evidență? Că sunt frumoase. Nu. Trebuie să spui la sfârșit. Ok, alte tronsoane posibile sunt, bineînțeles, de-a lungul splaiului Dâmboviței, poate nu de-a lungul regulului traseu, dar splaiul Dâmboviței e de luat în seamă, pentru că majoritatea traseelor mari ale Europei care o traversează trec pe malul acestor râuri și fluvii, și pe care noi putem să le învățăm de la țările care și-au pus deja problema asta. De asemenea, pentru a facilita trecerea peste splaiul Dâmboviței sau, de ce nu, unor zone aglomerate, pot fi create chiar poduri pentru bicicliști. Infrastructura pentru bicicliști este oricum mult mai ieftină decât infrastructura auto. Am ajuns la strategie. Strategia este primul pas pentru a obține planul nostru mult dorit de piste de biciclete. Strategia pleacă de la parcuri. Parcurile Bucureștiului identificate de noi. O să vedeți, sunt în jur de 20. Se mișcă cam greu. Sunt 20 de parcuri care vor fi legate și vor forma o rețea, vor împânzi la un moment dat suprafața Bucureștiului, astfel încât să ajungă și în zonele din care proveniți voi, din care stați voi, vor acoperi tot Bucureștiul.